Înainte de a începe acest videoclip, vă rog frumos, nu mă mai întrebați de mod, link și eu știu ce, pentru că eu l-am luat de pe YouTube, am linkul ăsta, l-am mai avut la mine pe canal, că a fost, am mai avut seria aceasta, am mai făcut și da, nu mă mai întrebați de link și unul la mână și doi la mână, nu mă întrebați de ce fuge așa când, nu știu, că eu l-am dat la maxim de încet, uitați, dar vă arăt, sensibility, nu știu cum, uitați. Că ăsta e, n-are cum 40 și el tot să mișcă așa, dar, na, nu știu de ce. Să începem videoul. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un episod. Băi, fraților, de data asta fac un nou video. Vă voi prezenta ferma mea. Băi, fraților, sunt aici la fermă. Știți că am mai făcut serie pe această hartă, dar, mă rog. Sunt la ferma mea, cum te vedeți aici, am muncit foarte mult să strâng bani, să cumpăr utilajele astea și chestiile astea. Bun, mie mai fuge camera pe mână, că na, așa e la început, nu prea le am eu cu filmatul și astea. Așa, aici o să vă prezint astea, utilajele și vom vedea ce vom face. Aici avem o semănătoare, cum te vedeți, de porumb, floare, etc. Vedeți aici frumos unisem, nu știu cum. În partea aceasta, nu te vedeți, aici cred că știți voi că ferma aceasta era mare. Vedeți, da? Este cât vine, uite pe aici așa. Așa, bun, pe mine nu mă lasă decât într-o parte. Am cumpărat, n-am avut bani de toată ferma, am cumpărat decât părticica asta unde e și casa. Casa am muncit foarte mult să o renove și chestii. Și dacă te vedeți, băi, adică te vedeți e fermă și în partea asta, dar nu mă lasă pe mine. Decât până aici, până unde este remorca asta. Au zis, n-ai voie, că na, nu mă lăsa și pe mine să-mi parchez utilajele. Așa, aici avem un cultivator făcut de mine. Sudat, cu necorcanul, un angajat al meu. Angajat mai multe, mai cu ziua, mai așa. Așa, făcut de noi. Aici avem primul meu tractor luat. A fost de când eram eu mic, n-am fost UTB, a fost Ursus. L-am mai vopsit, eu l-am făcut, l-am aranjat, ia uitați-l, i-am pus și bară de asta. La urmă a fost acest John Deere, fraților, ia uitați-l, pe asta să mă dau jos pe el. John Deere 1630, care n-are nimic după el până acum. Avem aici un ăsta de azot, așa, aici o cositoare veche care o mai folosim, adică la calul, neacurcanul, care cal are animale, el mai multe. Așa. Aia se pune la calda, cositoarea. A, și aici, asemănătoarea unisem, v-am prezentat-o. O mașină vai de a care urmează să fie luată cu macaraua aici. A, așa, până aici am eu voie. Aici am un disc fărșit. L-am luat într-o stare, bă, deplorabilă. Era până aici discul și roțile, gen, erau cumva băgate de dedesubt. Știți voi cum sunt discurile alea românești. Dar noi le-am luat, le-am pus în spate. Am făcut aici niște mecanisme, niște axe. Am făcut și o spate de niște grape de astea și le-am făcut asta. La astea am lucrat toată iarna. Aici avem un John Deere 1100 cu un disc maricel. Nu este al meu, este al lui Nea, al lui Nea. Că nu e bătrân, dă vârstă cu mine, are 26 de ani. Al lui Alex Suțu, din câte vedeți aici, un prieten de-al meu are o fermă mai mare. Așa, eu am vreo 35 de hectare de pământ. Am atâtea am eu, trebuie să adun lemnile să pe să le bag. Să le bag aici. Așa. Și cam astea sunt. Mai avem în partea asta niște utilaje, tot așa. Ia să vedem. Ai Georgele. Și avem decât garajul ăsta lung. M-ar veni și ăsta din partea asta, dar așa nu prea îl folosim. Am aici un New Holland, o, câte mă? 8.000? Sau ia asta să mă uit. Ia să-ți. Da, 1340. Nu te vedeți aici. Power shift, nu știu cum, așa, făcut. Un plug cu gaz, mi se pare că ăsta. Are gaz, nu știu cum e făcut, în fine, e cumpărat recent, dar mă pricep. Aici am un met foarte mare cumpărat
acum 3 zile. L-am cumpărat, nici nu l-am folosit. Hardy, mega. Da, vedeți? Așa. Aici garaj. Mai băgăm noi chestii. Ce mai recoltăm? Opa. Așa. Așa, și am zis, bă, dacă tot mi-am făcut ferma, să mă apuc și de videoclipuri pe YouTube, că am văzut mai mulți care postează. Bă, what the fuck? Dar așa că e nebunie. Oh, salut, Nea Marcelei! Salut, salut, ce mai speria să-mi bat piciorul. Aici avem, combina tot așa, Alexuțu, care s-ar putea să fie a mea și asta și are și un header de floarea soarelui ăsta. Da. Care e tălpicile astea. Da. Are limbile astea așa, vă aici, uitați-le. Așa, un Tucano 450, mi se pare 420, 420. Așa. N-am ce să vă arăt pe dinăuntru, vedeți de aici de afară. Este o combină chiar frumoasă. Da, bă, și cam asta a fost și prezentarea fermei. Voi reveni de vreun tractor. Mergem la treabă, că avem mult de discutat și de făcut și de semănat. Vezi că mă pun să dezgăț acest combinator pentru că este cam prea mare pentru domnul Ursus. Opa, stai, l-am luat pe ăsta la altul. Așa, perfect. Hai să-l ducem de aici. Îl lăsăm aici. Uite aici, așa. Bun. Îl opresc de aici de la motor, în caz că nu știați că... Da. Luam tractorul la Lexus, dar știți care e chestia? Că n-am cheile la el. Da, nu pot să înțeleg de ce. De ce merge așa? Nu știu, în fine. Hai să cuplăm pe asta. Dacă te punem patina, mă dau jos și pun cu ele. Ia fiți atenți. Hai că l-am luat. Așa. Da, să-l cuplăm. Uite, așa, să punem și cardramul ăsta aici, așa. Gata. Hai să mergem. Trebuie să ridicăm. Hai, gergele. Așa. Haideți să mă uit pe tabletă, să vă arăt. Deci avem așa de dat cu discul. 18 și 17. Haideți să mergem pe ele. Să le dăm. Dă-i a cincea, dă-i viteză, ia uite. Merge, bă, Johnny-ru, cu ăsta făceam transporte de baloți astă vară. Oleu, ce-a cărat. Ce-a cărat, băiatul. Apropo, suntem în 20 aprilie. Astăzi. Așa că... Merge, bandă. Puteam să iau și pe partea aia. Ceea ce asta o să și fac acum. Aduc pe partea aia. Așa. Că e mai aproape. Dacă să stau, să o colez și să... A pus vecinul ăsta niște benzi pe aici, niște drăcii și... Pe niște sârbe, așa. Ca să-i acopere lui terenul, că intrăm noi pe teren. Păi ia uite, bă, aici. Păi aici de ce nu l-am mai acoperit? Uite ce pe aici. E gol. A pus dacă stâlpi acum 6 ani de zile. Ca să vă dați seama, 6 ani de zile. Da, mă rog. Mai sunt și vecini de ăștia așa tâmpiți. Tâmpiți. Nu cred că sunt sigurul. Singurul. Da. Aia, bă, și... Da. Dați acolo un like, o abonare, să facem mie aia de abonați odată și... Să mergem forță, să dăm cu discul. Hai că e departe ăla. Merge banda. Merge, merge banda. Hopa, hopa, hopa. Băi, deci dau să mă bag. Ia. Bă, unde vii, mă, în spatele meu? Ești prost. Eu uite, bă, dracu, e roșu. E roșu la față. Mai și claxonez. Mamă, n-am claxon, că da, nu.
Eu în primul rând mă dau să-i feresc cu jaloanele astea, drăciile astea, semne, stâmpi și toate alea. Și toate, bă, frate, vin cu o viteză să bagă în tine. Ia, uite-l pe ăsta. Ia, mă, dar nu-ți dau cu aia în cap. Uite așa, pe drum, mă, ăsta. Hai, ocolește. Uite, bă, cu pe lângă, fix pe lângă, am trecut. Mamă, ce-mi plăcea să iau în lume. Ia, uite, bă, frate. Da, aici cum fac? Eu mă bag în drum. Ce, mă duc în recolta omului? N-ai l-am jurat? Uite așa. Uite așa, pe drum. Ia uite, bă, pe ăsta, bă, ce... Bă, unde te duci, mă, așa? Ia, mă, ce faci dacă mă opresc? Ia, ia, că mă enervează ăsta, ia. Ce-i să faci? Te dai jos cu cuțitul? Ia uite-l, bă, cum înaintează, doamne. Vă spun eu că satul ăsta al meu nu prea e sănătos, bă, că... Da, bun, bun, mă, bravo, bravo, ești deștept, ești deștept. Deștept, eu țin telefonul ăsta, mână, mă, chinuie aici. Da, e deștept. E da, mă? Să ne băgăm, am fost dat cu discul deja de un vecin, a zis că e al lui și e al meu, de fapt. Da, în fine, așa sunt ăștia. Ia. Asta e, mă, sunt pe jos. Hai, George, el, băi. Ia, uitați-l, fraților. Merge. Uitați-l, fraților. Dacă vă filmează prietenul meu, acum de afară, filmează cu aia, cu drona. Uite, bă, patinează, bă, ești nebun. E moale ce-i drept, a plouat foarte tare zilele astea. Mamă, rămâne... Ia uite-l, bă, ce patine... Au, ce dă de roz, na. Uite-l, fraților, ce dă de roți. Mamă, voi, fraților, sper să prinde niște cadre cu drona Alexusu, că dacă nu prinde, l-am spart. Ia uitați-l. Mamă. Băi, deci patinează. Uite cum aruncă pământul. Băi, deci patinează într-un hal. Deci nu mă așteptam. Vedeți-mă, chiar nu mă așteptam. Hai să facem una cu cap aici. Jos. Hai. Hai, Georgele, hai. Hai, tata, dă-i. Dă-i, tata, dă-i. Mă, 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 recolta lui vecinul, că mă sparge ăsta. Ați? Hai, jos. Ați. Mă, deci chiar nu mă așteptam să patineze. Chiar nu mă așteptam, credeți-mă pe mine. Da, merge banda. Ați, ridicăm. Acolo în colț ăla e multă apă să strâns. Ia mai hai o dată pe acolo, ia. Hau, hau, hau. Hau, 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 ia uite-l. Hau, hau, hau. Ia mai fraților că îi dai aici un patinaj. Ia, haide. Ia uite. Aici e și un gropan așa, nu știu dacă se vede. Se vede la cum se lasă tractorul. E un gropan mai așa și mai ține apă, cred. Cred și sigur, nu doar cred. Hai că merge banda. Că am făcut, ia uitați, liniuțe pe teren. Haide, haide, n-auzi, zai. Eu merg acum, mă întorc și cu cultivatorul. Păi, jos, trebuie să rupă toți dinții ăștia. Noroc că a făcut ăsta, eu, adicțul. Noroc că a făcut o sudură foarte bună, că altfel muream. Ia uite-mă. Uite-mă ce patinează. Ia uite, mamă, și aruncă pământul, ești nebun. Ești nebun. Da. Haide, bă, haide! Băi, băieți, cam asta a fost și episodul meu de astăzi, de fapt episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo, să buciți butonul ăla de like, să facem 30 de like-uri.
Și să vă abonați, să faceți noi 1000 de abonați, poate o facem anul ăsta, poate nu, poate, cu ajutorul vostru, poate îl facem. Și da, sper că cu videoclipul de astăzi, dacă vă nu uitați, dați un like, comentariu, v-am să văd. Pa, pa!